Tutor Andraș Tomi și Varo Tomaș, invitații mei din această seară, prieteni, discutăm în partea a doua emisiunii tot despre Techball cu cei doi reprezentanți de la MBT Târgu Mureș. Cât de greu este să vă mai ocupați și de Techball? Bine, norocul vostru că sunteți tineri, dar lucrați și e destul de greu, mai ales iarna. Că mă gândesc că o astfel de masă are, știu eu, o altă exponențialitate vara. E expusă undeva, găsești un teren, fie el chiar și tăpșan, cât de cât să fie, măcar drept, și poate să joace oricine, dar așa e destul de dificil. Și nu știu cât de deschiși sunt oamenii vis-a-vis de această ramură sportivă. Deci, în primul rând, e greu ca să ținem antrenamente și din cauza că lucrăm și altundeva, deci nu numai asta, avem, nu numai sportul. În plus că, da, vara, dacă e, atunci scoatem masa de techball și putem juca până la ora 10-11, până ce se întunecă. Acum, iarna, dacă ne jucăm, trebuie să primim undeva ca să fim înăuntru. Că dacă plouă sau ninge, n-avem cum să jucăm afară. Deci înăuntru, dacă primim undeva teren, atunci putem să ținem antrenamente și să jucăm. Da, așa. Antrenamentele voastre unde se țin? Momentan, antrenamentele se țin la Corunca, pe terenul sintetic. Din ce știți voi, au existat discuții, apropo că sunt și cei de la Transilvania, au existat discuții în oraș cu privire la amplasarea unor mese de techball într-unele din sălile de sport? Bineînțeles, în vremuri în care sălile de sport vor fi iarăși săli de sport. Că da, ne bucurăm că s-a redeschis pentru sportiv școala generală numărul 20, Tudor Vladimirescu, de pe strada Cutezanței. Vorbesc de Târgu Mureș, ca da. Sală care din centru de vaccinare și-a recăpătat utilitatea după o lungă și grea suferință. După cum știm noi, sunt vreo 2-3 mese în sală sportive. Eu știu unul, la școala 18. Acolo mă duceam eu întotdeauna cu cei de la Transilvania. Mai e și la LPS, așa mi se pare. Și vor mai fi montate la weekend 2-3 mese pe lângă terenurile de tenis. Așa. Este așa o concepție deja pentru... Deci încet, încet, se mișcă. Este o concepție deja făcută. Tu participi la competiție? Am fost. Cum, în Ungaria. Cum este... Hai să discutăm. Uite că ai deschis subiectul. Cât de în spate suntem? Care e decalajul față de Ungaria în condițiile în care totuși România, repet, s-a comportat foarte bine la mondial? Ungaria este pe primul loc de pe lume. Ei, mi se pare firesc că ei au măcar inaugurat până pentru moment. Ei au adus, sportul de techball, să zic, iar sunt foarte în față decât noi suntem acum. Ei au separat, făcut o arenă de techball la care poate să meargă oricine, poate să închirieze masa și poate să facă antrenamente de fotbal, adică antrenamente de techball. La noi încă, adică vorbesc acum de județul de Mureș, de județul nostru, la noi încă nu se găsește așa. Avem mese, da, avem, dar nu putem să merem să facem antrenamente atunci când ni se place nouă, să ne facem noi programul nostru. Există antrenamente, mă gândesc că există antrenamente specifice. Da. Da, mai ales jocurile de gleznă, din joc de gleznă dai pe masă, poți să faci și singur antrenament. Mai ales Sila Diorni de la Transilvania Techball a făcut timp de vară, dimineața de la 10, când nu era atât de cald afară la junior, la terenul de junior pe sintetic, făcea singur întotdeauna. Avea două mingi, copete, necesită rapiditate la picioare, flexibilitate, mai ales stretching-ul este baza acestui joc. Se poate face și singur. Vis-a-vis de participări, nu cred că e foarte simplu să... Acolo trebuie finanțare să poți să participi la un turneu, mai ales la un turneu internațional, un turneu bine cotat. Pentru că
De ce zic? La un anumit nivel, cred că sunt și niște premii, nu? Că nu se merge numai la nivel din ăsta de amator. Da, premii de foarte amator. Mari. Cum a fost acum și în ianuarie 14, cred că, în San Diego, în Statele Unite ale Americii. Iar vin încă două turnee mondiale, să zic, parcă participă și cei din Brazilia și mai vin din America, cred că, în Portugalia și în Franța. Sunt premii foarte mari și tu dacă vrei să progresezi sau vrei numai pentru premiile astea să progresezi, nu o să câștigi niciodată. Nu. Deci nu e vorba despre premii, este vorba despre oamenii pe care le cunoști acolo. Mai ales la dezvoltarea ta, dacă vrei să te dezvolți, prima dată trebuie să cunoști oamenii care au adus sportul ăsta în lume, deci cei din Ungaria, Banic, Blažović, Vosoșleo, etc., etc. Și cunoscând acești oameni, tu poți să evoluezi. Tu dacă rămâi pe gândul tău că ești din România și poți să faci orice ca să câștigi premiile alea și nu știu ce, nu o să fie așa. Sportul se rezolvă așa de repede încât și gândirea se schimbă din fiecare zi. Vin idei noi, vin tehnici noi, vin, de exemplu, la sârbi. Sârbii, când au jucat, atunci, vă dau un exemplu, venea serva către sârb, el și-a ridicat în așa fel încât jucătorul lui a trecut pe terenul ofensiv, pe celălalt teren, a jucat-o înapoi tare pentru colegul care și-a scos serva și a venit din spate și a tras jos, dar tare, puternic. Și era ideea lor. Deci prima idee era a lor. Deci se dezvoltă foarte, foarte repede jocul ăsta. Până la urmă, ca la orice sport, regulile pot fi modificate. Ține cont și de spectacol. Este o regulă. Nu ai voie să deranjezi pe oaspete, pe celălalt jucător. Adversar. Pe adversar, da. Dacă trece pe terenul tău, atunci tu trebuie să te dai la o parte. Dacă nu, atunci ai fault și se dă punct pentru cel care o scos serva, să zic așa. În calitate de vicepreședinte, tu trebuie să ai grijă și de astfel de competiții. Da, noi din fericire am și organizat și încercăm, mai ales anul ăsta, să fim acolo. Cu Tomaș, să vedem și în double cum putem. Și mai avem vreo 2-3 colegi care vor. De când ați început terminăm cu tagball-ul? Cum ai văzut ciutii? Cum sunt oamenii? Sunt receptivi? Organizați și turneele de mini-fotbal, că facem trecerea pe urmă către mini-fotbal și vom vorbi și despre fotbal și despre alte chestii. Dar lumea vine, vede masa. Vede o masă ovală, mingea e mărimea 5, la o adică ești cu mingea cu care ești obișnuit să faci duble pe picior, n-ar trebui să fie mare lucru. Problema e în momentul în care încerci să, da. Păi prima să dai. Dată, prima dată când vede lumea, deci așa zice că e ping-pong, dar cu o minge mai mare. Nici ping-pong nu e atât de ușor ca să joace toată lumea. Evident. Sau să poți. Evident. Și e și foarte spectaculos. Da. Și mai ales dacă trebuie să dai cu piciorul, acum e greu. Mai ales pentru cei în vârstă. Acum vorbesc pentru oameni care îs peste 40-50 de ani. E mai greu ca să ridice picioarele până la nivel, până la un metru, până la nivelul mesei. Deci, degeaba e spectaculos că, păi, dacă nu pot să fac, atunci mă uit. Dacă mă uit, atunci, nu. Știi cum e și cu fotbalul, că e bine să te uiți la televizor, dar e bine și să roși un pic. Și tot așa e și cu tagball-ul. Deci, se uită lumea, e fain, e ok, dar au o frică, un pic o frică în ei că oare o să pot, nu o să pot. Eu când am fost atunci la campionatul pe care l-ați organizat,
Tomaș, tu erai la masă, încercai să le mai explici și copiilor, erau și, la un moment dat, apăruseră și părinții care jucau, veniseră cu o drasă de copii, erau destul de reticenți. Nu știu, mulți dintre ei cred și de rușine, că nu știu să, nu știu regulile din prima. Nu este un sport, repet, nu este un sport ușor. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Erau acele antrenamente la fotbal în care se putea să nu cadă mingea, da? Ea lovește, fă preluare întâi cu latul, nu știu, lovește-o cu capul și pe urmă dă-o din genunchi. Nu-i simplu, că trebuie, practic ai nevoie de o coordonare extraordinară. Da, într-adevăr. Deci coordonarea asta, dar ești de acord cu bază. Tu lucrezi, e bază. Tu lucrezi și cu copii. Da. Lucrezi mult cu copii. Dar, nu știu, parcă există o rușine, o teamă. Sincer, aproape în fiecare... De un sport nou. Sincer, în fiecare săptămână trebuie să fac coordonare pentru copii. Fiindcă nu se mișcă picioarele așa cum se mișcă mâinile, de exemplu. Da, își ridică, e și normal, își ridică... stai puțin că cu mâinile e normal că... Da, normal că la joystick e mai ușor. Îmi cer scuze exact. Acum, dar... Nu, așa este. Păi eu, sincer, am mai prins tabletele un... și... Da, am mai prins un pic când eram afară și mai mea întotdeauna mă căuta, că atât am jucat afară când nu mergem acasă nici pe la 12 dacă nu mă căuta. Iar aproape fiecare săptămână trebuie să fac coordonare pentru copii. Fiindcă... Odată își ridică piciorul drept și își ridică și mâna dreaptă. Câteodată așa de urâtă e coordonarea copiilor, dar se reglează, nu e nicio problemă. Și așa e și la părinți care au încercat tagball-ul la noi atunci la evenimentul pe care le-am făcut. Nu e o mare, nu știu, vasizdas. Nu e mare vasizdas. De încercat ar trebui, deci cine vrea și cine îi place fotbal, eu zic să încerce. Că e fain, e ok. De și... exemplu, lui taică-mea nu îi place. Nici la taică-mea, dar... Nu îi place, nu îi place deloc. Doi fost jucători de fotbal, evident. Nu îi place Johnny Voru, mai cunoscut decât Andraș, decât tatăl tău. Dar iată reticența cuiva. Probabil că nu știu, dar sunt foarte mulți fotbaliști, cel puțin mie mi-au spus, Vlad, te supăra, futsalul sau la voleu nu fac parte, nu e fotbal. Sau mini-fotbalul, apropo. Nu, fotbalul e doar în iarbă. Da. Sunt mulți care, și exact. Fotbaliști mari, care spun chestia asta. Sunt niște ramuri concepții fotbalistice ideologie. Care, da. Nu știu, poate alții, stai puțin, că încă n-am discutat despre fotbalul pe plajă. Fotbalul pe nisip, care iarăși este extraordinar de spectaculos. Să trecem puțin la mini-fotbal. Chiar aici, la fotbalul de nisip, vreau să mai zic un lucru, că vrem să organizăm... Poate vă gândiți. Vrem să organizăm anul ăsta un turneu și de tagball și de turneu de mini-fotbal pe nisip la Constanța. Deci deja așa în mare îi plănuit cum e, dar încă nu știm data, dar vrem să organizăm și așa ceva. Un turneu de fotbal pe nisip? Exact. Ar fi extraordinar. Deci așa un weekend mai lung, cu echipe și de aici și de acolo și deci ca să facem și fotbalul și tagball-ul. Acolo unde vrem noi deja îți două mese, mai ducem și noi două și așa un campionat de... Va fi foarte, foarte interesant. O să discutăm despre mini-fotbal. Timpul trece foarte repede. Luăm ultima pauză de publicitate și revenim.